Haideți și astăzi să ascultăm cuvintele Scripturii. Cuvântul Domnului de astăzi se găsește în continuare din Cartea Iosua, de la capitolul 10, începând cu versetul 1 la 15. Voi da citire cuvântului scris în Cartea Iosua, capitolul 10, începând cu versetul 1, la pagina 242-243, în Scripturile, ediția Dumitru Cornilescu. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului așa cum este scris. Adonițedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. Atunci i-a fost mare frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetățile împărătești, mai mare decât Ai, și toți bărbații ei erau viteji. Adonițedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, și lui Debir, împăratul Eglonului, suiți-vă la mine și ajutați-mă ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua și copiii lui Israel. Cei cinci împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor, au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua în tabără din Gilgal: nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi, în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteji. Domnul a zis lui Iosua: nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon. I-a urmărit pe drumul care suie la Bet Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se pogorau în Bet Horon, Domnul a făcut să cadă din cer niște pietre mari până la Azeca și au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună, asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă. N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără la Gilgal. Amin. Până aici cuvântul Sfintelor Scripturii. Și în această după-amiază de duminică, este 9 octombrie 2016, aș vrea să privim peste textul acesta biblic și să avem câteva cuvinte de învățătură din el. Am intitulat mesajul de astăzi: când Dumnezeu garantează biruința. Când Dumnezeu garantează biruința. În viața de zi cu zi suntem într-o luptă continuă ca și creștini, ca și oamenii lui Dumnezeu. Noi suntem pe câmpul de luptă. Lupta aceasta nu este din când în când, ci este o luptă continuă. Există strategii pe care vrăjmașul le folosește împotriva copiilor lui Dumnezeu, ispite și lucruri care vin din lăuntru și lucruri care vin din afară. Există o luptă lăuntrică în noi înșine, o luptă în sufletul nostru, în viața noastră de fiecare zi, la fiecare din cei credincioși. Nu suntem scutiți niciunul de aceasta, însă există o luptă din afară și la această luptă de afară
ne vom referi astăzi privind cuvintele pe care le-am citit din Iosua, capitolul 10. Știm că nu mult în urmă, de-abia gabaoniții, acest popor dintre neamuri, au încheiat un legământ prin viclenie, prin șiretenie, vicleșug. Au venit la Iosua, la Gilgal, în tabără, s-au dat drept alți oameni, s-au dat drept ca niște oameni care vin de departe, ca niște străini, ca niște oameni care vin pentru faima Dumnezeului lui Israel și au înșelat pe poporul Domnului. I-au înșelat chiar pe Iosua și pe oamenii de război din timpul acela. Astfel, gabaoniții devin aliați cu Israel, devin supuși lor, dar în același timp există responsabilități pe care poporul Domnului le vor avea față de oamenii aceștia, pentru că erau ca și poporul lor. I-au încheiat un legământ înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ține seamă de legământul acesta. Așadar, când Dumnezeu garantează biruința, îi vedem într-o situație de criză, la scurt timp după încheierea legământului gabaoniților cu Israel, celelalte națiuni care îi înconjurau și care trebuiau cucerite de către poporul Domnului, se ridică împotriva acestor aliați ai lui Israel. Când Dumnezeu garantează biruința. Biruințele anterioare sunt o sursă de inspirație și de încredere. Aceasta poate fi valabil pentru noi, care am avut biruințele, care Dumnezeu ne-a trecut prin anumite circumstanțe ale vieții și ne-a dat biruință, ne-a scos biruitor, ne-a ajutat, ne-a sprijinit, ne-a scos din situația de criză în care am fost, ne-a sprijinit în ceea ce noi am cerut în rugăciune, în ceea ce am strigat către El să ne ajute și vedem că Israel a fost scutit și a fost izbăvit de Dumnezeu de multe situații prin care a trecut venind în Egipt, trecând Iordanul și acum intrând în cucerirea țării Canaanului. Dumnezeu este de partea lui Israel, Dumnezeu este de partea celor credincioși, Dumnezeu este de partea noastră, slăvit să-i fie numele. Gabaoniții erau de plin încrezători în biruințele lui Israel. De fapt, cuvintele acestea le-au pus înaintea lui Iosua și înaintea mai marilor oastei. Le-au spus, am auzit de biruințele voastre, am auzit de succesul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Am auzit că Dumnezeu este cu voi, că vă ajută în război, că vă ajută și vă sprijine, vă dă pâine din cer, v-a dat prepelițe să mâncați, v-a trecut Marea Roșie pe uscat, v-a trecut Iordanul pe uscat, ați biruit Ierihonul, ați biruit cetatea Ai. Deci sunt surse pe care oamenii le aud, de care sunt încredințați că copiii Domnului sunt mai mult decât biruitori. Noi știm că noi suntem mai mult decât biruitori prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vedem că acești gabaoniți, care este popor dintre neamuri, erau acum pe în legământ cu aliatul lor, cu Israel. Ei sunt, devin ca și parte din Israel. Oamenii privesc spre oameni în situații de criză. Și noi, și fiecare din noi, și eu însumi, am făcut lucrul acesta atunci când sunt într-o situație de criză. Este foarte ușor să apelezi la cineva, este foarte ușor să pui mâna pe telefon, să formezi un număr și să vorbești cu cineva sau să trimiți un mesaj prin internet la cineva care te poate sprijini, să ceri pe cineva să te ajute în rugăciune. Oamenii privesc spre oameni. Gabaoniții au privit spre Israel când au văzut că vecinii lor i-au înconjurat și vor să-i nimicească pentru că au făcut legământ cu Israel. Oamenii aceștia pot să fie parte din familia noastră. Nu este neapărat nevoie să vorbim despre gabaoniți ca niște persoane în istoria cea trecut, ci oameni care devin aliați cu noi, care vin și devin parte din familia noastră, deși n-au fost parte din familia noastră. Au venit și fac parte dintre ai noștri și îi privim și îi tratăm ca și pe noștri, ca și pe copiii noștri. Îi privim la fel, îi tratăm la fel, îi suportăm la fel. Vedem că această alianță încheiată cu Israel, chiar cu vicleșug, aduce război din partea altor neamuri. Aduce necaz în viața acestor oameni. Și ce faci cu ei? Ce face Israel în situația de față? Care este reacția pe care o are Iosua? Care este reacția pe care o avem noi când oamenii aceștia au probleme? Trec prin situații de criză. Stăm cu mâinile sus, stăm indiferenți. Le amintim de viclenia cu care au venit și ne-au înșelat? Nici de cum. Ci apelăm la rugăciune. Apelăm la Dumnezeu. Ne rugăm Domnului pentru ei. Mergem și îi sprijinim. Îi ajutăm în nevoile pe care le au, în problemele cotidiene ale vieții.
Nu? Deci aceasta este reacția pe care o avem, pentru că biruințele anterioare, ceea ce au auzit despre noi sau ceea ce noi le-am spus că Dumnezeu a făcut în viețile noastre, sunt inspirația și încrederea lor. Ei privesc la noi, privesc la tine, privesc la mine și văd viața mea, văd activitățile mele, văd biruințele mele și spune, vreau să văd și eu biruința aceasta în viața mea personală. Vreau să văd că Dumnezeu lucrează și în dreptul meu ca și în dreptul tău. Când Dumnezeu garantează biruința, în vreme bună, dar și în vreme de criză, Israel are același Dumnezeu. În vreme bună, cât și în vreme de criză, Israel are același Dumnezeu. Versetul 6, în cuvântul Domnului, spune așa. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua în tabără la Gilgal. Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Mesajul acesta ajunge la Iosua și Iosua ia atitudine. Nu știu dacă a mers să întrebe pe Domnul imediat, însă avem și răspuns la această întrebare. Avem cuvântul Domnului, că acesta este de fapt titlul, când Dumnezeu garantează biruința. În vreme bună, dar și în vreme de criză, Israel are același Dumnezeu. Timp de 40 de ani, din Egipt și până la trecerea Iordanului, am spus, Dumnezeu a fost cu ei, le-a dat biruință, i-a ajutat, i-a sprijinit. Și în vreme bună, și în vreme rea, și când au ispitit pe Domnul și n-au avut apă și n-au avut ce mânca în pustie, Dumnezeu le-a dat, i-a săturat și i-a săturat din belșug. De asemenea, respectarea legământului cu gabaoniții presupune responsabilități. Am spus, ei trebuiau priviți ca și parte din Israel, trebuiau să fie ajutați ca și cei din Israel. De fapt, același lucru facem și noi când ne rugăm pentru oameni, ne rugăm numai pentru copiii noștri, numai pentru prietenii noștri, cuvântul Domnului spune să ne rugăm și pentru vrăjmașii noștri. Aici este cu totul o altă situație, situație deosebită. Israel trebuia să fie responsabil pentru acest popor al Gabaonului. Și, într-adevăr, Iosua ia această atitudine. Când Dumnezeu garantează biruință, este de dorit să auzi vocea lui Dumnezeu. Este adevărat, ești un bun luptător. Știi să lupți, cunoști armele foarte bine, cunoști tehnica de luptă, știi cum să te implici și cum să mergi împotriva vrăjmașului, știi cum să postești, știi cum să te rogi, știi că ai mai făcut și altă dată lucrul acesta, știi să citești Scriptura, știi să răspunzi înțelept inamicului, vrăjmașului, știi să te lupți cu armele de apărare și de lovire pe care Scriptura ți le prezintă și le avem și noi la îndemână. Și noi știm că n-avem de luptat cu Israel. Aici avea o luptă de dus, o luptă fizică, o luptă reală, un vrăjmaș real. Era un război crud pe care trebuia să-l ducă la îndeplinire, pe care trebuia să împlinească după planul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Însă lupta noastră este o luptă spirituală. Noi avem de luptat cu, nu cu carnea și cu sângele, ci cu domniile, cu stăpânirile care sunt în locurile cerești, care sunt în văzduh. Și armele noastre pe care le luptăm nu sunt AK-47, nu sunt armele pe care le folosește lumea, ci sunt armele de rovire și apărare pe care ni le dă cuvântul Domnului, pe care ni le oferă puterea sângelui Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt ne pune la îndemână. Este de dorit, am spus, să auzim vocea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Iosua aude vocea lui Dumnezeu, că a întrebat pe Domnul sau că Domnul i-a vorbit direct și l-a înștiințat în timp ce se pregătea de luptă. Versetul 8 din capitolul 10, Iosua spune că Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Era obișnuit Iosua cu mesaj de genul acesta. Mai auzise glasul Domnului, nu era prima dată, a avut experiențe pe vremea când a fost împreună cu Moise, când auzea pe Dumnezeu vorbind în cortul întâlnirii direct cu Moise. Bineînțeles, experiența aceasta este personală pentru el și este important ca noi înșine să avem această experiență personală la mâna întâia, nu la mâna a doua sau a treia, auzind glasul Domnului. Așa vorbește Domnul bărbatului, spune mesajul profetic printr-o persoană, dar este mesaj la mâna a doua. Dar când Domnul îți vorbește direct și spune că e cu tine, este cu totul altceva. Doamne, ajută-ne să auzim glasul Tău, vocea Ta directă, atunci când suntem în luptă, când avem nevoie de mesaj de la Tine. Dumnezeu vorbește lui Iosua,
vrăjmașul nu are sorți de izbândă. Și lucrul acesta este extraordinar. Deși trebuie să mergi la luptă, deși trebuie să te scoli, trebuie să ieși afară, trebuie să-ți iei armele și să pornești împreună cu oastea, este garantată biruința. Domnul spune, sunt cu tine. Vrăjmașul nu are să-ți facă nimic. Și noi știm că mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Când știm că Domnul e cu noi, cine e împotriva noastră, este o cântare. Când Domnul e cu noi, cine poate sta împotriva, este cuvintele cântării care îmi sună în memorie acum. Deși nu avem înainte planul cum vom birui pe dușman, Dumnezeu întotdeauna ne va surprinde prin minuni. Ne-ar place să vedem cum face Domnul, cum împlinește Domnul lucrarea în viețile noastre, cum își duce la îndeplinire un anumit plan pe care îl așteptăm să-l împlinească. Ne-ar place să vedem o fereastră, să vedem, nu o fereastră în cer, dar să vedem ceva, să ne încurajăm cu ceva. Și totuși Dumnezeu păstrează în tăcere, e tăcut și ne surprinde prin minuni. De aceea poporul Domnului strigă, lăudat să fie Domnul, așa cum spune Doamne, eu zic, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Ea încearcă să spui lucrul acesta atunci când este un vrăjmaș în stă înainte. Lăudat să fie Domnul, strigă, mărește numele Domnului și să vezi ce se întâmplă. Este impresionant modul în care Dumnezeu lucrează. Dumnezeu ce face, spune că a pus în învălmășeală, adică a pus în dezordine și a pus în confuzie tabăra adversă, tabăra vrăjmașilor. Toți acești împărați care au venit împotriva lui Iosua și împotriva gabaoniților au fost puși în învălmășeală. Dumnezeu i-a pus să-și încurce pașii unei altora, să nu mai meargă în ordinea în care să nu mai să se opună lui Iosua, ci să fie niște fugitivi. Și de asemenea, cuvântul Domnului vorbește în versetul 11, pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se pogărau din Bet Horon, Domnul a făcut să cadă din cer. Ni s-ar fi părut că trece printr-o vale și ar cădea pietre, sunt căderi de pietre, nu scăderi de pietre. Aici, în Dakota, unde locuim, mi-a fost dat să văd o singură dată, în mod special ceva apocaliptic, căderi de pietre ca și pumnul din cer, din nori, grindină. Dacă a fost din acestea, a fost suficient să omoare oamenii. Numai câteva ne-au lovit în geamurile de la casă și a fost suficient să ne dăm seama ce efect au. Și spune că această cădere de pietre care a lovit acești oameni a omorât mai mulți oameni decât a omorât Israel în această bătălie. Dumnezeu ne surprinde prin minuni. Dumnezeu face minuni pentru poporul său, pentru că Dumnezeu garantează biruința. Și când Dumnezeu garantează biruința. Și un ultim aspect cu care închei mesajul din această după-amiază este că rugăciunea către Dumnezeu primește răspuns. Rugăciunea către Dumnezeu primește răspuns. Nu i-a fost suficient lui Iosua să vadă aceste pietre căzând, ucigând pe vrăjmașii lui, se văzând că fuge, a vrut să vadă o biruință deplină. A vrut să vadă că Domnul îi dă o biruință deplină și rugăciunea lui Iosua spune atunci Iosua a vorbit Domnului. Versetul 12. În ziua când Domnul a dat pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel. Deci o rugăciune publică. Nu s-a dus undeva în cortul lui militar să se roage, nu s-a rugat undeva într-un colț separat, doar el însuși Domnul, ci în auzul tuturor. Este un cuvânt pe care îl rostește înaintea Domnului și îmi spune, s-a întâmplat lucrul acesta? Da, este științific demonstrat, oamenii de știință au demonstrat lucrul acesta, astrologii, cercetătorii, confirmă ceea ce spune Sfânta Scriptură în cartea Iosua. Oprește-te soare asupra vării Gabaonului și tu lună asupra vării Aialonului și soarele s-a oprit și luna și-a oprit mersul până ce poporul și-a răzbânat pe vrăjmașii lui. Dumnezeu oprește astrele. Dumnezeu face să se oprească astrele pe cer pentru că există un om al lui Dumnezeu care strigă. Într-adevăr, cuvântul Domnului spune că nu s-a mai fost nicio zi ca aceea înainte și nici după. Nu este important să oprim nici soarele, nici luna pe cer ca să se împlinească un anumit lucru. Însă sunt lucruri pe care Dumnezeu ne ascultă și ne aude atunci când ne rugăm către El cu credință și le împlinește în favorul nostru și pentru binele nostru și pentru binele poporului său, când are în vedere să-și împlinească planurile Lui. Bineînțeles, nu planurile noastre 100%, ci planurile Lui. Astrele cerești își întrerup mersul la rugăciunea unui om pentru biruința deplină asupra vrăjmașului.
Dumnezeu a făcut lucrul acesta și va mai face în continuare lucruri de genul acesta în istorie. De ce? Ca să-și împlinească planurile lui. Există în cartea Apocalipsa 2 oameni ai lui Dumnezeu care vor veni pe pământ și se vor prezenta în Ierusalim, doi profeți care vor face semne nemaipomenite, spune că vor opri ploaia, vor face să se coboare foc din cer, bineînțeles și Anticristul își va face semnele lui, dar există oameni ai lui Dumnezeu care Dumnezeu va îngădui ca prin ei și la cuvântul lor să se împlinească cuvântul pe care ei îl cer Domnului. Roagă-te Domnului și să ne rugăm Domnului pentru lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le împlinească în viața noastră, în viața poporului sau în viața bisericii sale, pentru ca El să răspundă la rugăciune și să primim un răspuns binecuvântat la rugăciunile noastre. Triumfătorii luptători, izraeliți, se întorc cu toții în tabără. Versetul 15 spune și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a întors în tabără la Gilgal. Și am să repet versetul acesta. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el. Când mergi la război și vedem lucrul acesta în această țară în care locuim, oameni care merg și se întorc acasă eroi, se întorc acasă înveliți în drapelul țării, Statelor Unite, nu se mai întorc așa cum au plecat, în bocancii lor, nu se mai întorc cu ceilalți colegi ai lor și să-și întâlnească familiile și cei dragi și se întorc sub un drapel și sunt considerați eroi. În cazul de față și în această bătălie de la Gabaon, vedem că tot Israelul, toți acești luptători care au mers, pentru că în alte locuri se menționează, atâți au căzut din Israel, atâți au căzut din Iuda. Aici, pentru că Dumnezeu a garantat această biruință, când Dumnezeu garantează biruința, există un procentaj de 100% de oameni vii care rămân și se întorc la cei dragi. Vrei și tu ca să-ți garanteze Domnul biruința în ceea ce stă înainte? Îndreaptă-ți glasul către Domnul și ascultă cu urechea ta cuvântul care vine din partea Domnului, că biruința este garantată 100%. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.